știu că sunteți un mare susținător al legii vaccinării, al vaccinării și al acestei legi. Există un proiect de lege în Parlament inițiat chiar de Ministerul Sănătății, care stă în, înțeleg că stă în procedura parlamentară de câteva luni bune, cred că aproape un an, întreaga sesiune parlamentară, practic. Proiectul n-a ajuns la votul final în Camera Deputaților, în plen, unde a trebuit să fie votul final. Care e stadiul lui și de ce nu? Nu e un proiect inițiat de USR, am spus, e un proiect nu. Al Ministerului Sănătății. Exact, este un proiect inițiat de guvern, un proiect ultra necesar, dacă mă întrebați pe mine, un proiect care a strânit nenumărate controverse și nenumărate dezbatere, atât formale cât și informale, un proiect care la noi este pe nedrept dezbătut sau nu, pe nedrept controversat. Un proiect pe care, din păcate, deși l-a inițiat PSD, nu și-l asumă în clipa de față, și un proiect care este blocat în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, pentru că, din păcate, există presiuni atât din interiorul Partidului Social Democrat, cât și din exterior, dintr-o anumită parte a societății civile, ca acest proiect să nu fie adoptat. De ce spun că este un proiect ultra necesar? El prevede, printre altele, ca Ministerul Sănătății, prevede obligația ca Ministerul Sănătății să asigure un stoc de vaccinuri în avans pe 2 ani de zile, iar lucrul ăsta ar crea o predictibilitate și ar crea și ar anula, de fapt, toate acele crize despre care auzim în o dată la 3-4 luni. Nu mai există vaccin hexavalent pe stoc, nu mai există vaccin BCG pe stoc și așa mai departe. De ce este contestat acest proiect? De ce există un puternic curent antivaccinare? Principalul motiv pentru care acest proiect este blocat în Comisia pentru Sănătate și Familie este controversa legată de așa zisă obligativitate a vaccinării. Dacă ne uităm cu atenție în lege, o să vedem că părinții care nu doresc să-și vaccineze copiii au, pe de altă parte, obligația să se informeze, obligația de a participa la 2 ședințe de consiliere în decursul unui an. Abia dacă refuză aceste ședințe de consiliere, ei sunt amendați. Iar în ceea ce privește interdicția accesului copilului nevaccinat în comunitate, iarăși este un mit fals, rostogolit de antivacciniști. În forma actuală a legii care se află în dezbatere, acest lucru se întâmplă doar dacă în comunitatea respectivă are loc o epidemie. Și atunci e normal ca un copil nevaccinat să nu meargă la grădiniță dacă are loc o epidemie de rujeolă în comunitatea respectivă și să stea acasă până când această epidemie este rezolvată. Despre asta e vorba. Din păcate, PSD-ul nu-și asumă această responsabilitate. Nu înțeleg, sincer să fiu, de ce a mai ieșit cu ea din guvern, adică înțeleg, practic, așa cum spuneam, nu este o lege cu o singură temă, ne vaccinăm obligatoriu, ci nu. Este o lege care prevede drepturi, obligații și sancțiuni pentru tot circuitul, ca să zic așa, instituțional, care are legătură cu actul vaccinării. Dar din păcate, PSD, coaliția PSD-ALDE, în clipa de față, nu au curaj să-și asume acest proiect care, repet, este ultra necesar în contextul în care avem crize de vaccinuri pe piață. Cred că este unul dintre cele mai importante proiecte de lege din sănătate din ultimii ani. Și cred că, pe lângă o dezbatere onestă asupra subiectului, avem nevoie și de o asumare la fel de transparentă și onestă din partea partidelor care astăzi fac parte din Parlament.